Doamnă primar, vă rugăm să ne spuneți câteva amănunte despre acest proiect important pentru infrastructura comunei, cel de canalizare și alimentare cu apă. Acest proiect a fost demarat de fapt din 2017, dar au fost la licitație, au fost depuse contestații care s-au desfășurat pe 2 ani, efectiv am fost blocați 2 ani până la soluționarea acestora. A fost ulterior adjudecată de firma care a câștigat de fapt și contestația și s-a semnat contractul anul trecut. Lucrările au început să abia din primăvară, pentru că fiind iarnă nu s-a putut lucra, din primăvară și sperăm, cu ajutorul bunului Dumnezeu, să o ducem la bun sfârșit până la sfârșitul anului 2022, când de fapt avem și termenul final. Ne puteți spune cam cât acoperă din suprafața comunei acest proiect? Păi acest proiect acoperă toată comuna. Avem două sate, Scânteia și Iazu. Nu s-ar fi putut una fără cealaltă, pentru că amândouă localitățile fac parte din comuna Scânteia și mi se pare firesc și corect ca ele să fie tratate egal. Și atunci avem acest proiect pentru ambele localități. Deci va fi canalizare pentru toate gospodăriile. Estimativ despre câte gospodării ar fi format? În jur de 1600. În jur de 1600 de gospodării, practic 3800 de locuitori vor beneficia de această canalizare. Valoarea contractului și finanțarea? Valoarea contractului de finanțare este undeva la 29 de milioane, la adjudecare el a ajuns la 22. Suficienți bani pentru o lucrare bună, zic eu. Ce alte proiecte aveți în vedere pentru dezvoltarea comunei? Sănătate să avem, că proiecte sunt. Avem deja depus proiect pentru asfaltare și am fi super fericiți să terminăm această canalizare, pentru că așa ar fi lucrurile normale, să vii cu săpătura, să o astupi, să lași și apea, ulterior să vii cu asfalt. Avem depus, cum vă spuneam, acest proiect pentru asfaltare, iarăși toată comuna, însemnând din nou Scânteia și Iazu. Avem proiect depus pentru iluminatul public și deja sperăm să intrăm în primă tranșă de schimbare a becurilor pe LED, a întregii instalații de fapt. Lucrăm acum la documentația pentru modernizare, eficientizare energetică la una din cele două școli din Scânteia. Precizez că una deja a fost reabilitată tot prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cum de altfel și canalizare este tot pe același program. Pe fondul de mediu vă spuneam că vrem să modernizăm acum școala cu etaj, unde sunt aproape 200 de copii care învață și care chiar necesită această investiție și sperăm, cu siguranță, mă gândesc că va fi o prioritate și pentru guvernanți, pentru că pentru educație și educația știm cu toții este prioritară.